Sincer, abia aștept să se legalizeze o treabă. Scurăcenii de acord cu mine prin aplauze. Exact, căsătoria între gay. Public deschis în seara asta. Bă, bune, de ce nu e 2018, libertate, democrație, face fiecare ce vrea, chiar nu mă interesează, efectiv mă doare în fund. Ăsta primul motiv. Al doilea motiv, vă dați seama cât de tare ar fi să se legalizeze treaba asta și să ajungi să mergi la o nuntă de gay românească, neaoșe și tradițională. Cei drept s-ar schimba niște lucruri, n-ai mai avea nașul mare și nașul mic, ai avea nașul activ și nașul pasiv. N-ai mai avea luna de miere, ai avea luna de cacao. Nu s-ar mai rupe turta, că deja și-au rupt-o unul altuia. Cea mai periculoasă chestie la o nuntă de gay, nu vrei să te bagi acolo, ar fi dansul pinguinului. Dar o să-i mereu un unchi insistent, hai. Nu, sincer, sper să se legalizeze prostituția. Cine e de acord cu mine? Toată lumea a venit cu prietena în seara asta. Ar fi foarte mișto să se legalizeze prostituția la noi în țară. Ar fi foarte, foarte mișto. Pentru că noi, ca popor, dacă importăm treaba asta, că o importăm, noi o să exagerăm. Cum exagerăm cu orice luăm de afară. Noi nu o să ne oprim la un bordelici colo. Noi o să avem hiperbordeluri. Cum sunt hipermarketurile. Bine, o să ai și la fiecare colț de stradă cât un fuck and go. În cazul în care te grăbești să iei ceva. Sau să dai ceva în timp ce iei ceva, înțelegeți voi. Să fie foarte mișto. O să ai case speciale pentru cei care termină mai puțin de 3 minute. O să ne trebuie casierița la intrare dacă dorești punguță. La ieșire o să te întrebe, aveți card de infidelitate? O să audă din când în când prin interfon o angajată de la raionul anal să se prezinte la serviciul clienți. Andreea, știi de cere? O să avem campanii prin oraș cu la noi găsești cele mai proaspete ciuperci. Sau poate o să fie ca la Lidl. Săptămâna ungurească, săptămâna bulgărească. Problema este că dacă se legalizează treaba asta, fetelor ați încurcat-o, pentru că se întoarce roata. Se întoarce roata, așa cum ne târâți voi pe noi la mall-uri și la hipermarketuri. Așa o să vă târâm și noi pe voi la hiperbordel. Abia aștept să fiu acolo în cabina de probă. Ia zi, iubim, vine. Nu vă supărați, aveți ceva un pic mai strâmt? Că mi-e un pic largă, un XS, vă rog frumos, dacă aveți. Și dacă te duci cu iubita la hiperbordel, o să-ți o sigileze bodyguardul la intrare. Îmi pare rău, n-aveți voie cu marfă de afară. Și cu asta vă mulțumesc frumos. O seară bună, pa, pa!